În cadrul emisiunii Provocare la adevăr, Ciprian Florescu a recunoscut faptul că nu se poate preface în legătură cu protocolul încheiat la București între UNPR și PSD și care urmează să fie semnat și la Gorj. Florescu a declarat că nu poate uita cine face parte din UNPR, cu referire la faptul că mulți dintre progresiști sunt foști socialdemocrați. În ceea ce mă privește, nu sunt un politician, un ipocrit, să vă spun că îi aștept cu brațele deschise, pentru că eu unul n-am uitat ce ni s-a întâmplat. Dar sunt în același timp, sau îmi place să cred că am ajuns la o maturitate politică suficientă care să mă facă să înțeleg că o astfel de coabitare este posibilă și între noi și UNPR. Pe de altă parte, Marius Vlaicu, prim vicepreședintele UNPR Gorj, plecat din rândurile socialdemocraților, susține că el este cel care a asistat la înscrierea lui Florescu în PSD. Cât despre protocol, acesta are toată încrederea că va funcționa. Din punctul meu de vedere, eu vorbesc acum personal, eu sunt deschis acestei colaborări, mai ales că eu rămân un om de stânga, indiferent ce se va întâmpla, și mai ales că eu provin din PSD. Eu pot să vă spun că eu l-am primit pe Ciprian Florescu în PSD când a venit și s-a înscris în PSD. Eu eram acolo și de mulți ani el fiind în altă parte, dar până la urmă sunt mulți colegi din UNPR Gorj care provenim din PSD. Protocolul UNPR-PSD nu a fost încă semnat la Gorj.